Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt acum un cuib de urechiați a căror părinți sunt foarte diferiți. Vedeți acolo în spate iepuroaica? Este o iepuroaică cap de leu și are aici niște puișori. Acum puișorii au 12 zile. Sunt 7 la număr, 3 din ei sunt pestriți alb cu negru și 4 negricioși. Să vă povestesc cum s-a întâmplat chestia asta. Că iepurașii aceștia nu sunt rasă curată, sunt metiși. Sunt metiși, tatăl lor este uriaș german și asta s-a întâmplat datorită faptului că femeia era în această cușcă, iar aici, unde vedeți scândura pusă, nu a fost scândură și a fost plasă. Iar jos a făcut masculul sau femela o gaură și a intrat aici la bătrânul Joachim, masculul uriaș german. Și o noapte au stat împreună la mascul și, surpriză, femela a rămas gestantă și a fătat cei 7 iepurași pe care le vedeți aici. Acum au 12 zile, au deschis ochișorii, sunt frumușei, stau aici la cuib, la căldurică. Sunt în graj, nu le este frig deloc, așa că iepuraica asta mică a adus pe lume puișorii ăștia. Să vedem cât de mari se vor face. Nu o să le vând, că nu sunt de rasă. O să le păstrăm pentru noi. Așa. Asta s-a întâmplat. Deci n-am vrut să împerechez cu uriaș german, că am și iepurui cap de leu. Dar așa s-a nimerit și s-a nimerit bine. Ia, unul alt și v-a dat din câip. Uite, înapoi. Așa, prieteni. Vă salut numai bine.